Iubiților credincioși, această bisericuță pe care o vedeți a fost construită pentru ca cei care veneau din Grecia, la hrana, la schimbarea la față, la slătioară, să aibă un loc al lor unde să stea, să-și facă rugăciune și pravila. Și au căutat să pună un hram acestei biserici, dar acest hram să fie aproape de sărbătoarea schimbării la față, că atunci când vin să poată să stea și ei la hram, și totodată să fie ceva care să lege lumea greacă și cu cea românească. Și atunci au găsit foarte frumos, iată, în data aceasta, pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, care era grec de origine și a trăit foarte o perioadă mare de timp în lumea aceasta, Bizanțul, deci lumea greacă, dar a trăit și o parte din timp în țara românească, cum era atunci, înainte de unire, în sudul țării noastre. Iubiților credincioși, când citești viața Sfântului Ierarh Nifon, nu se poate să nu ajungi să nu-l iubești, tocmai și să-l compari cu Sfântul Ierarh Nicolae sau Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar totodată, citind viața, rămâi cumva și cu o mică mâhnire. De ce? Fiindcă, iată, strămoșii noștri de atunci, la un moment dat nu l-au primit cum se cuvine. Cine știe, poate dacă se purtau frumos cu Sfântul Ierarh Nifon, rămânea tot trupul său pe teritoriul țării noastre. Dar iată că așa a fost atunci și nu avem decât o parte din moaștele Sfântului Ierarh Nifon. Haideți împreună, dragii mei, să trecem prin viața Sfântului Ierarh și să vedem câteva lucruri. Să punctăm câteva lucruri importante din viața acestui sfânt, lucruri care veți vedea se răspund și în ziua de astăzi. S-a născut în Morea, dragii mei, din Imperiul Bizantin, din părinți binecredincioși. Părinți care, bineînțeles, l-au botezat ortodox, l-au învățat credința ortodoxă, l-au dat la școli să studieze. Ce au observat? Că Sfântul Ierarh Nifon, care îl chema Nicolae înainte de călugărie, avea o mare dragoste pentru școală, pentru carte. Și această dragoste era împlinită pentru, și cu dragostea de a studia și de a citi cărțile sfinte. Sfânta Scriptură, învățăturile sfinților părinți și viețile sfinților. Aceste lucruri, citindu-le, dragii mei, nu le citea doar ca să învețe să citească, ci era atent la ce s-a întâmplat cu sfinți, de exemplu, era atras de viețile sfinților cuvioși și a văzut cum acești sfinți s-au sfințit având o viață curată, o viață frumoasă, încercând și străduindu-se și reușind cu darul lui Dumnezeu să aplice cuvintele din Evanghelia ale Mântuitorului, să le aplice în viețile lor. A observat Nicolae acesta, deși era tânăr, era copil, a observat cum acești oameni duceau o asceză deosebită. Posteau în mod deosebit, se fereau de a face lucruri rele, își păzeau mintea. Și ce a făcut Sfântul Nifon de mai târziu? A aplicat și el în viața aceste lucruri. Și iată că încă de mic, din copilărie, s-a observat la el faptul că era drag să postească, era drag să se roage. Se ferea de anturajele care îl trăgeau către lucrurile acestea lumești și distracțiile lumești, ci avea o mare deschidere către slujbele bisericii și, așa cum am spus, către cărțile sfinte. Iată, dragii mei, că încă de tânăr, de copil, a avut o deschidere față de sfințenie, față de lucrurile dumnezeiești. Atât era de interesant, dragii mei, încât odată când la școala unde mergea el, în Bizanț, dragii mei, erau școli sau erau învățați care strângeau copiii în jurul lor și îi învățau să scrie, să citească și științele de atunci, plus fiind în Imperiul Bizantin învățat credința ortodoxă. Iată că a trecut pe la această școală un eromonah, Iosif, un învățat al lumii de atunci și mai ales al învățăturilor teologice. Și îi învăța pe copii. Nicolae acesta era foarte atent la învățăturile lui, atât de mult i-a plăcut de acesta încât în afara orelor îl urmărea, l-a căutat și chiar l-a rugat
să îi acorde mai mult timp, fiindcă are multe întrebări legate de viață, de suflet, de mântuire. Și acest românat l-a primit cu drag lângă el și l-a învățat filozofia vieții. Sfântul ierarh Nifon, Nicolae, de atunci nu s-a mai dezlipit de el și a spus: te voi urma unde vei merge. Iar acest eromonah a spune: eu mă duc într-o localitate fiindcă caut pe un mare ascet care trăiește în acea zonă. Și s-au dus împreună la un ascet cu numele de Antonie, care la rândul său aplica în viața lui viața Sfântului Antonie cel Mare. Era cunoscut ca un mare pusnic, un mare ascet. Și iată că aceștia doi s-au dus la el și au cerut să le vorbească despre mântuire, despre calea care duce la mântuire. Și atunci acest Antonie le-a explicat viața ascetică. Deci o viață de retragere, o viață de a trăi în pustie, o viață în care este un pic deosebită de viața cea din lume. Atât de mult i-a plăcut acestui Nicolae, încât atunci când Iosif a zis că el pleacă de acum mai departe, după ce a stat câteva zile lângă acest Antone, Nicolae a zis: eu rămân lângă el. Și a căzut în genunchi în fața pusnicului Antone și l-a rugat să lea ca ucenic. Acest Antone a spus: vezi că viața în asceză, viața în pusnicie este foarte grea. Dar Nicolae nu s-a mai desprins de el, de aceea Antone a făcut o chilie, i-a dat rânduielile care să le urmeze și astfel și-a început Nicolae încă de atunci, de destul de tânăr, o viață, dragii mei, de retragere, de meditație, de rugăciune, de a căuta pe Dumnezeu, eliberându-se de patim și prin rugăciune să se unească și împărtășare să se unească cu Dumnezeu. Mult, dragii mei, am învățat de la acest pusnic. Dar iată a venit după un timp, după câțiva ani timpul, ca acest Antonie să fie luat de la Dumnezeu, iar Nicolae, care între timp a fost călugărit de Antonie și s-a pus numele de Nifon, a rămas singur. Un timp a stat singur, după care a auzit că există un mare povățuitor de suflete, de asceți, cu numele de Zaharia, undeva într-o localitate. Și atunci a plecat și el să intre sub ascultarea acestui Zaharia. Într-adevăr, dragii mei, a găsit iarăși un om cu o viață sfântă cu adevărat. A stat lângă el, a învățat de la el, s-a lăsat povățuit de el. Foarte frumos spune, dragii mei, în ucenicia aceasta care a făcut-o Sfântul Nicon la Antone și Zaharia, spune că el nu a râs niciodată. Mai spune, dragii mei, că nu vorbea niciun cuvânt fără blagoslovenie. Spunea că era atât de profund în studiul cărților sfinte și atunci când se ruga, încât i-a uimit și pe acești povățuitori. La un moment dat, mai mulți creștini cu preoți au venit la acest Zaharia cunoscându-și, auzându-i faptele bune și faima lui fiind cunoscută, au venit să roage că nu mai aveau episcop în acea regiune și să roage ca Zaharia acesta să vină ca episcop al lor. Zaharia până la urmă a acceptat, văzând aceste oi fără un păstor, s-a dus și a fost silotonit episcop. L-a chemat și pe Nifon lângă el. Dar Sfântul Nicon a zis că el vrea mai departe să rămână într-o viață de pusnicie. Și foarte frumos, vă rog să citiți, să vedeți cum spunea Zaharia: n-aș vrea să mă lipsesc de prezența ta. Am atât de mare ajutor în munca care o am de dus acolo, în mijlocul oamenilor, și am nevoie de tine. Dar Sfântul Nicon a zis: vreau să merg mai departe pe viața aceasta de asces. S-au despărțit cei doi. Iar Zaharia a spus că în această viață ne vom mai vedea. Sfântul Nifon, dragii mei, atunci, rămânând iarăși singur, s-a hotărât să plece în Sfântul Munte Athos. Ca să aveți așa o înțelegere, ne aflăm în jurul anilor 1450, să spun. Luați acesta care pierd. Căci imediat după acesta, anul 1453, a avut loc cucerirea Constantinopolului de către truci. Iar Sfântul Nifon a prins această durere când, iată, turcii musulmani au venit și din cauza faptului că Imperiul creștin din Imperiul Bizantin, nu toți, dar mulți dintre ei, chiar dintre conducătorii religioși și împăratul și cu slujitorii lui, știți prea bine, au făcut un mare compromis
când s-au dus la un sinod din Italia, la Florența Ferrara, și acolo au cedat presiunii catolice și au făcut compromis în privința credinței, semnând un act din care recunoșteau că acești catolici sunt, au credința adevărată și că se unesc cu ei. Știți prea bine, sub vremea împăratului Ioan Paleologul, când Sfântul Nicon era sub ucenicia lui Antonie, s-a întâmplat acest lucru. Atunci Sfântul Antonie cu Sfântul Nicon erau retrași undeva și mai târziu Zahărei erau retrași în pustie. Dragii mei, acea cedare de atunci a avut ca și consecință, sau una din consecințe, faptul că Maica Domnului și-a luat darul de la cetatea sa Constantinopol, iar această cetate a căzut în mâna turcilor păgâni. Deci ne aflăm în perioada acestor ani. Sfântul Nifon a plecat la Sfântul Munte Athos. S-a dus prima oară la Mănăstirea Vatopedul, unde a stat un timp acolo. După care a plecat în Careia, capitala Sfântului Munte Athos, și l-a cunoscut pe proiestosul Sfântului Munte Athos, adică cel care conducea Sfântul Munte Athos de atunci, și a stat cu el mult de vorbă, învățând multe lucruri despre viața din mănăstirile atonite. După care, dragii mei, s-a dus un timp la Mănăstirea Pantocrator, care se află acolo în Careias. Mai târziu a vizitat peșterile din jurul Careii, stând alături de pusnicii care pusniceau în aceste pește, iar mai târziu a fost chemat la Mănăstirea Marea Lavră. A stat și aici un timp și auzind că la Dionisiu există o viață de oște, în care călugării ei duc o viață deosebit de ascetică, chiar trăind într-o viață de oște, și a dorit să facă parte din această oște a Mănăstirii Dionisiu și de aceea a cerut binecuvântare și s-a retras în această mănăstire. Dragii mei, a slujit toate ascultările care s-a dat. A fost atât de smerit și atât de ascultător, încât i-a uimit pe toți viețuitorii Sfintei Mănăstiri Dionisiu, inclusiv pe bune. Era învățat. Noaptea studia din cărțile Sfinților Părinți. Avea o minte deschisă, pricepând și memorând scrierile acestor Sfinți Părinți. De atunci, oștea, dragii mei, împreună cu egumenul, l-au rugat să fie hirotonit preot, ca să le fie și povățuitor al lor prin preoție. Sfântul la început nu a vrut acest lucru, dar rugându-se întreaga oște, până la urmă a primit hirotonia. Și astfel, iată, călugărul Nifon a ajuns să fie hirotonit iacon, apoi preot, în schitul acesta, în această mănăstire de la Dionisiu. Când slujea la sărbători sau duminica, ținea apoi cuvinte de învățătură. Atât de frumos vorbea, atât de profund și adânc, încât, v-am spus așa, i-a uimit pe viețuitorii Sfântului Munte. Viețuitori din Sfântul Munte îl căutau pentru ca să fie povățuiți de el. Odată, dragii mei, a venit de la Tesalonic doi slujitori venind prin Sfântul Munte și au poposit la Mănăstirea Dionisiu. Și stând la Sfânta Liturghie, au ascultat cuvântul de învățătura Sfântului Nifon. Atât de marcați au fost ei, fiind învățați de la Tesalonic, de la Mitropolie erau. Atât de mult au fost marcați de cuvântul Sfântului Nifon, încât plecând la Tesalonic, a spus celor din Tesalonic, iată, este în Sfântul Munte un eromonah care este atât de profund în înțelesurile teologiei, o viață foarte frumoasă. Și astfel viața și faptele frumoase ale Sfântului Nifon s-au dus, s-au împrăștiat în lumea grecească de atunci, cel puțin în Tesalonic. De aceea, dragii mei, când a murit mitropolitul Tesalonicului și episcopii din zona Tesalonicului s-au strâns să aleagă un nou mitropolit, atunci ei au cerut să fie chemat Sfântul Ieromonac Nifon din Sfântul Munte să vie să fie pus mitropolit al Tesalonicului. De aceea, tesalonicenii aceștia au trimis o delegație alcătuită din doi episcopi și doi stareți de mănăstiri de la Tesalonic să-l roage pe Sfântul Nifon să accepte, să ia crucea aceasta arhierie și să fie mitropolitul lor. Au venit la Dionisiu. Când au vorbit cu egumenul și a aflat egumenul care este dorința lor, s-a mâhnit profund. A chemat oștea și a spus, iată, aceștia au venit să ceară pe Nifon de la noi ca să fie făcut mitropolit.
Într-o noapte, dragii mei, mai înainte, Sfântul Nifon era dus ca să păzească, să stea să de veche, să păzească cumva, să vadă dacă nu vin turcii, că de multe ori veneau turcii, și intrau în Sfântul Munte și jefuiau mănăstirile, furând odoale, lucrurile sfinte de aur și de argint, chinuindu-și, omorând de multe ori pe călugări. Și de aceea călugării stăteau de pază. Odată a venit rândul și Sfântul Nifon cu un alt ucenic. Și noaptea Sfântul Nifon se ruga. Când s-a trezit ucenicul și s-a uitat la Sfântul Nifon, a văzut că era înconjurat de o pară de foc, foc care l-au văzut și alți monaci, care l-au legat la Dionisiu, la igume, și a spus, iată ce s-a întâmplat. Și igumele a zis, vă rog, tații din jură, nu spuneți la nimeni acest lucru, căci dacă află părintele nostru Nifon, va pleca din mănăstirea noastră și noi vom pierde un mare dar. De aceea a rămas ascuns acest lucru, dar igumenul, cu câțiva călugări îl știau. Venind vestea, venind această delegație să-l ceară ca mitropolit, igumenul era tare mâhnit. Obștea mănăstirii era mâhnită și nu vroiau să-l dea pe Sfântul Nifon la mitropolia de la Tesalonic. Nici Sfântul Nifon, când a auzit, n-a vrut să primească această cerere, să împlinească această cerere a lor. Dar episcopul și cu igumenul a spus, gândiți-vă că sunt atâția oameni în Tesalonic și împrejur care așteaptă un cuvânt de învățătură, un cuvânt de îndemn pentru a se mântui. De ce țineți comoara aceasta numai pentru voi? Și atunci igumenul, dragii mei, igumenului i s-a arătat Îngerul Dumnezeu și a spus, lasă-l pe Nifon, căci este vas ales al meu, să meargă să propovădească cuvântul meu, cuvântul lui Dumnezeu la oameni. Și atunci igumenul cu ochi a dat voie Sfântului Nifon să fie luat, dus la Tesalonic și înscăunat ca mitropolit al Tesalonicului. Dragii mei, aici la Tesalonic Sfântul Nifon a avut mult de muncă în a învăța și a povățui oamenii. Mai mult decât atât, așa cum v-am spus, aceste lucruri s-au întâmplat după ce Constantinopol a fost cucerit și după acel sinod blestemat de la Florența Ferrara. Între creștini erau multe discuții legate de acest sinod. Unii care au fost de acord cu el, dar mulți care n-au fost de acord și au fost și-l condamnau. De aceea erau frământări în mijlocul creștinilor. Sfântul era Nifon și de aceea spun că multe lucruri din viața lui au aplicabilitate în viața noastră de astăzi. Sfântul era Nifon, i-a învățat pe oameni care sunt greșelile și ereziile catolicilor. De ce a fost o greșeală acest sinod de la Florența Ferrara? Cum au fost pedepsiți ortodoxii luându-se perla, capitala aceasta, Constantinopol, pentru acel, cum să zic eu, derogare de la învățătura Sfânta Bisericii Ortodoxe. Și învăța, dragii mei, credința adevărată ortodoxă. Vă dați seama, darul Sfântului Nifon de a vorbi oamenilor și de a învăța a făcut ca oamenii să vorbească despre el până a ajuns și la Constantinopol și aproape într-o mare parte a Imperiului Bizantin, care acum era sub turci, coceriți de turci. Odată când a fost un sinod la Constantinopol, a fost chemat și mitropolitul Tesalonicului și Sfântul a plecat la Constantinopol. Acolo, dragii mei, a fost chemat și episcopul Zaharia. Și iată că s-au întâlnit din nou Ava cu ucenicul său, acum erau amândoi episcopi, și aveau în grijă turme de creștini pe care îi povățuiau. Și a spus Zaharia, iată, vezi, ți-am spus că ne vom mai vedea în viața aceasta. S-au îmbrățișat, s-au bucurat, au participat la sinoadele care erau la Constantinopol atunci, dar la scurt timp Zaharia, acolo la Constantinopol, a și murit. Iar Sfântul Nifon l-a îngropat pe ava său, făcându-și slujba de mormântare. Tot la scurt timp s-a întâmplat că și Patriarhul Constantinopolului a dormit. Și s-au strâns episcopii să aleagă noul patriarh. Și atunci, dragii mei, l-au ales pe Sfântul Nifon, mitropolitul Tesalonicului de atunci. L-au ales să-l fie patriarh. Și așa a ajuns Sfântul Nifon, iată, patriarhul Constantinopolului de atunci. Aici, la Constantinopol, tocmai ca Sfântul era pe o gură de aur, dragii mei, a propovăduit cu putere credința, i-a învățat pe oameni. Odată, așa cum am spus, oamenii erau influențați de ce s-a întâmplat la Florența Ferrara, căci de aici, din Constantinopol, a plecat principala delegație acolo.
și trebuia să-i aducă pe oameni la credința adevărată și să realizeze greșeala care s-a făcut. Al doilea lucru, erau sub musulmani. Iar musulmanii, dragii mei, de multe ori intimidau pe creștini, îi amenințau, chiar le luau viața ca să treacă la islam. Iar Sfântul a stat în fața acestor amenințări, învățându-i și povățuindu-i pe creștini să nu se lepede de credință, că nu este nimic mai scump pe lume decât sufletul. Și chiar dacă musulmanii le vor lua viața, să-și dea viața lui Dumnezeu, că așa vor deveni mucenici. Și de aceea, dragii mei, mulți dintre creștinii din Constantinopol și împrejurim au mărturisit credința și au devenit mucenici. Doi din ucenicii lui, Iosif și Cumacare, au devenit la rândul lor ucenici, fiind ucenicii de către musulmani. Ucenici de Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopol. Iubiților credincioși, cum spunea și preastul Ambrozie odată într-o predică la viața Sfântului Nifon aici, spunea că diavolul nu doarme. Și atunci când apare un astfel de om, un astfel de luminător, ce va căuta diavolul să facă? Să-l stingă, să-l îndepărteze, că nu suportă să vadă cum oamenii devin dintr-o viață păgânească, spurcată, devin, au o viață curioasă, sau din oameni fricoși devin ucenici. Și atunci diavolul a căutat să-l îndepărteze pe Sfântul Ioan Nifon din Constantinopol. Și cum a făcut diavolul? A lucrat tot prin oameni. Și iată, din păcate, dragii mei, chiar prin slujitori de la Constantinopol, au început să uneltească, pismuindu-l pe Sfântul Nifon, să uneltească împotriva lui, să scornească fel de fel de lucruri, astfel încât, la un moment dat, a fost chemat și i s-a cerut să părăsească Patriarhia Constantinopolului. Peste ani și ani veți vedea la fel în viața Sfântului Nectarie Creghina, cum s-a întâmplat la Patriarhia Alexandru. Sfântul Nifon, văzând că se face tulburare, că acești oameni din jurul lor, unii din ei, sunt mânioși pe el și invidioși, el s-a retras. S-a retras de la Patriarhie, s-a retras într-o mănăstire cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul și acolo a trăit în liniște, în asceză, 2 ani de zile. Bineînțeles că lumina nu poți să o pui sub obroc, adică nu poți acoperi. Și la el veneau din toate colțurile fostului Imperiu Bizantin, veneau să fie povățuiți. După 2 ani, dragii mei, a fost rechemat din nou ca să vină Patriarhul Constantinopol. Și Sfântul, tocmai ca Sfântul Ioan Gură de Aur, revine la Patriarhia Constantinopolului. A povățuit din nou pe oameni, i-a chemat pe oameni la credință, i-a impulsionat să ducă o viață frumoasă și curată. Viața, dragii mei, când apărea Sfântul Nifon, viața creștinilor căpăta așa o voiciune și dorul oamenilor pentru Dumnezeu era, prin darul lui Dumnezeu, era înmulțit și oamenii erau bucuroși de prezența Sfântului Ioan în mijlocul lor. Odată, când a trecut împăratul otoman și era și patriarhul Nifon pe drum, oamenii trebuiau să cadă în genunchi în fața lui. Patriarhul nu s-a așezat în genunchi, doar l-a salutat și a spus să aibă o viață lungă. S-a dat jos împăratul și a spus, fiindcă nu ai căzut cu capul la pământ, acel împărat musulman, a dat poruncă să fie alungat din Patriarhia Constantinopolului și astfel și trimis la Adrianopol să fie cumva sub, în surghiun, sub pază. Și a fost trimis din Constantinopol la Adrianopol, acolo i s-a dat o chilioară și o bisericuță mică, unde Sfântul și-a continuat viața mai departe. Venind la Constantinopol, că așa era obiceiul, știți prea bine, că anumite țări care nu puteau face față Imperiului Otoman, trebuia să le plătească tribut. Și trebuia să vină domnitorul țării să dea un raport la înalta poartă, odată cu tributul anual, ca să recunoască, să spunem, să recunoască pe otoman ca superior și să le aducă tributul. Radul Vodă, care conducea Ungrovlahia de atunci, a venit acolo la Constantinopol. A auzit de Sfântul Nifon, a auzit de viața lui frumoasă și de minunile care le-a făcut, fiindcă făcea și minuni Sfântul Ioan Nifon cu darul lui Dumnezeu, s-a dus special la Adrianopol ca să-l cunoască. A luat binecuvântare de la Sfântul, a văzut cum este surghiunit și atunci i-a spus, nu vreți să veniți la noi în țară? Că la noi în țară este nevoie de un povățuitor,
Oamenii au nevoie de cineva ca să-i învețe credința ortodoxă, să-i lumineze, să-i povățuiască. Și Sfântul Nifon a acceptat. Radu a spus, voi vorbi eu cu sultanul și voi face astfel încât, voi plăti astfel încât să dea voie să vii în țara românească. Și așa s-a întâmplat. A venit Sfântul Nifon, iată, în țara noastră. Ce binecuvântare, dragii mei, să vină un astfel de învățat, un astfel de sfânt, fostul patriarh al Constantinopolului, să vină în țara românească. Sfântul a venit, a strâns pe preoți, pe gumenii din mănăstiri, a strâns pe regi, pe conducător, domnitorul țării, cu boieri, a făcut un sinod cu toți și a început să le vorbească. Și le-a spus, iată, am venit ca, povățuiți de darul Dumnezeu, să vă arăt și să vă învăț credința ortodoxă, să o aprofundăm această credință. Dar le-a spus Sfântul, să știți, căci voi fi sever. Nu voi ierta pe nimeni atunci când greșește în privința credinței. Și chiar a spus lui Vodă, chiar tu, domnitorule, voi încerca să te povățuiesc după legea lui Dumnezeu. Toți au acceptat, da? Și au fost bucuroși atunci. Sfântul Patriarh Nifon a început să slujească, slujea în fiecare duminică, slujea în sărbători, oameni mulți vineau și îl căutau, preoți și egumeni, a hirotonit doi episcopi, unul pentru Râmnic și unul pentru Buzău, înființând aceste episcopii de atunci în țara românească, ca și a povățuit pe acești episcopi să fie alături de oameni, să-i povățuiască, să aibă grijă de ei. Viața, dragii mei, bisericească în România căpăta așa o vivacitate și o frumusețe extraordinară. Cine credeți că iară un eltea împotriva Sfântului? Diavolul, dragii mei, care prin oameni căuta iarăși să stingă acest far, această lumină. Și cum s-a întâmplat? Un boier din Moldova, care a intrat în conflict cu domnitorul Moldovei de atunci, a fugit din Moldova în țara românească și a lăsat nevasta, copiii și a fugit în țara românească. S-a dat ușor pe lângă domnitorul Radu Vodă, s-a împrietenit cu acesta foarte mult, iar Radu Vodă, la un moment dat, i-a dat voie să se căsătorească cu sora lui. Soția acestui boier, când a auzit, a scris o scrisoare către Sfântul Patriarh Nifon, în care ruga să intervină, căci acest boier este căsătorit legal după rânduiele ortodoxe și are soție și copii în Moldova. Sfântul Patriarh s-a dus cu această scrisoare la domnitor, în prima oară l-a chemat pe acest boier moldovean și cuvinte blânde l-a povățuit și a spus, tu ești legal căsătorit, ai soție și copii, tu nu poți să te mai căsătorești cu această fată, căci trăind cu ea vei trăi în preacurvie. Și Sfântul i-a spus, acesta este un mare păcat. Boierul moldovean s-a supărat, s-a dus la Radu Vodă și a început să vorbească contra Sfântului. Sfântul s-a dus și la domnitor și a arătat scrisoarea și i-a spus care este legea lui Dumnezeu și că acest lucru este păcat. Dragii mei, foarte interesant când citești ce învăța Sfântul Nifon pe românii din țara românească de atunci, chiar la început îl spunea că atunci românii, boierii în general, aveau obiceiul de a bea mult. Aveau obiceiul de a desfrâna. Deci erau depravați mulți dintre ei. Și Sfântul, prin predici, prin cuvântări, ea a încercat să-i corecteze. Bineînțeles că la un moment dat diavolul nu va lăsa să fie liniște când vede astfel de învățături și cum Sfântul căuta să-i corecteze pe acești oameni. Și le spunea foarte frumos. Și lui Radu Vodă spunea, gândește-te că dacă tu nu ai o viață curată, dacă boierilor nu aveți viață curată, oamenii care se uită la voi, ce vor învăța? Mulți dintre acești boieri, dragii mei, și chiar Radu Vodă, nu le convenea astfel de învățături, fiindcă Sfântul le spunea pe față. Și când a venit și această problemă cu acest boier, Radu Vodă s-a enervat și a spus Sfântului, te-ai băgat între noi, ne-ai strigat rânduielile noastre, care erau rânduielile? Erau acele păcate care le făceau ei și nimeni nu le spunea nimic. Ne-am săturat de tine, vreau să părăsești țara, să pleci din mijlocul nostru. Dragii mei, Sfântul Nifon, când auzea aceste lucruri, dar a spus, nu ai spus tu să vin, nu m-ai chemat de câteva ore, ai venit și m-ai rugat să plec din Adrianopol, să vin în țara mea, să vă învăț calea spre mântuire.
Du-te și caută în legea dumnezeiască să spui, am greșit undeva, dacă v-am învățat eu greșit. Dar voi, datorită păcatului, nu vreți să mergeți pe această cale. Și vă spun, spunea Sfântul Nicol, că va veni mare necaz peste voi. Va veni necaz peste țara românească. Tu, domnitorule, vei avea de suferit pentru păcatele tale, tu și boierii tăi. Voievodul s-a mâniat cumplit și a dat poruncă să părăsească biserica domnească și a spus nimeni să nu-i dea de mâncare, să nu-l mai recunoască ca episcop. Sfântul Nicol s-a retras într-un sat la marginea lui, într-o căsuță, și acolo, dragii mei, vinea ascuns nimeni altul decât un tânăr boier de atunci, cu numele de Neagoie Basarab, din familia Basarabă, care i-a fost drag tare de Sfântul Nicol, l-a iubit și l-a ascultat cu mare drag și văzând că trece prin cazul, auzind de această interdicție, el, fiind boier, pe ascuns, venea noaptea și aducea de mâncare la Sfântul Nicol și asculta cuvintele lui și era binecuvântat de către Sfântul era Nicol. Dragii mei, nu a mai durat mult, dar Radu Vodă era mustrat cumva, mustrat conștiința și l-a rechemat pe Sfântul Nicol din nou să vină să slujească în Biserica Dumnezeu. Sfântul Nicol a spus, voi veni dacă ascultați de legile lui Dumnezeu. Radu Vodă nu a fost de acord și atunci Sfântul Nicol a zis, atunci eu nu mai vin, ci voi părăsi țara Dumnezeu. S-a dus în biserică, a chemat popor, a luat epitrafirul și omoforul simbolul arhieriei, și a furisit pe acel boier moldovean împreună cu sora domnitorului, fiindcă trăiau un păcat, și a furisit și pe cei care au ajutat la acest păcat în fața poporului. După care a lăsat epitrafirul și omoforul pe Sfânta Masă, l-a binecuvântat pe popor și a plecat, părăsind țara lumească. În drum ce pleca, alerga către el tânărul Neagoi Basarab și ruga cu lacrimi să mai rămână. Sfântul a zis că nu, voi pleca din nou în Sfântul Munte. Și a spus Neagoi, fii atent că vor veni necazuri peste această țară. Necazurile acestea te vor urma și pe tine, dar dacă tu asculți cuvintele care ți le-am spus și vei avea o viață curată, Dumnezeu te va apăra și chiar vei ajunge să te va... Dumnezeu va mijloci ca să fii mărit în această viață. S-au despărțit și Sfântul era Nicol aplicat în Sfântul Munte Athos. S-a dus la Vatopedul prima oară, după care, după un timp, s-a dus ca un călugăr smerit, fără să-l știe nimeni, la mănăstirea Dionisiu, la care a fost el cu 10 de ani în urmă. Sigur că trecând ani nu l-au mai recunoscut, iar mănăstirea Dionisiu avea un obicei. Cine venea la început la mănăstire nu era primit în mănăstire direct. Ca un timp să învețe mai mult, să fie testat și apoi să fie primit în noaptea mănăstirii Dionisiu. Și îi punea să îngrijească la grajduri, să îngrijească catării, fiindcă sunt multe catări se ferau băgași. Și astfel a ajuns Sfântul Nicol, nerecunoscut de nimeni, să fie îngrijitor la catării mănăstirii. Și el îi îngrijea cu mare drag și își ducea viața aici în smerenie. Până la un timp, dragii mei, când i s-a arătat egumenului un înger al lui Dumnezeu, care a spus, vedeți că voi aveți acolo la grajdă pe Patriarhul Constantinopol Nicol. Ajunge cât a arătat smerenia lui. Mergeți și primiți-l așa cum se cade. De aceea, odată când Sfântul Nicol era și se întorcea spre mănăstire cu animalele, au venit alai de la mănăstire cu egumeni, bătând clopotele, cu diacon, cu cădențe, să-l întâmpine pe el. El nu știa ce se întâmplă. Și au căzut în genunchi în fața lui și au spus, tu ești Patriarhul Nicol al Constantinopolului. Noi n-am știut, iartă-ne. Foarte frumos spune că din călugării din mănăstire care s-au purtat mai dur cu el, erau, cădeau în genunchi și plângeau spunându-se iete pentru comportamentul lor, poate de multe ori mai bun. Sfântul Nicol a venit, deci a fost primit astfel în noaptea mănăstirii și deși acum știau că este patriar, el tot timpul era ca un simplu călugă, ajutând pe toți la treabă, coborând la portul mănăstirii și ajutând pe călugării care pescuiau,
odată coborând către port, marea era agitată și barca, bărcile cu călugării cu care vineau cu pește, erau în pericol de a se scufunda. Și atunci Sfântul Nicol s-a urcat într-o barcă, a mers un pic în larg și s-a rugat. Și marea s-a potolit. Venind călugării, au căzut în genunchi în fața lui și a spus: Sfinte Nifon, roagă-te pentru noi, fă ceva, binecuvintează-ne că atunci când este furtună, să, rugându-ne să se potolească furtuna. Sfântul a luat un fier, cred că era folosit ca ancoră, s-a așezat cu mâinile pe el și se ruga. A binecuvântat acel fier și le-a spus: de acum, când marea va fi tulburată și veți fi în pericol, dați drumul acest fier în mare, rugându-vă la Dumnezeu și chemând numele meu. Și așa, dragii mei, făceau călugării și au făcut 150 de ani că au avut acel fier. Când era furtună, dădeau drumul la fier și spunea: dați drumul patriarhului! Și dădea drumul în apă și marea se potolea și ei veneau liniștiți la țări. A trăit până la vârsta de 90 de ani, după care a murit dând sufletul lui Dumnezeu, a dormit aici în mănăstirea Dionisiu, a fost îngropat de călugării mănăstirii, care cu mare evlavie vineau la mormântul lor și se rugau. În timpul acesta, dragii mei, în țara românească au început necazurile și greutățile. Radu Vodă, dragii mei, la un moment dat s-a îmbolnăvit de o boală grea și cumplită. Spunea că se umfla, pielea îi crăpa, avea puroi, mirosea urât și toți au văzut în această boală blestemul, să zicem, Sfântului, cuvintele, că s-au împlinit cuvintele Sfântului Ioan Nifon. A murit Radu Vodă și a fost îngropat. Au mai urmat doi domnitori care în timpul vieții lor căutau să pună mâna pe Neagoie Basalău să o moară, fiindcă Neagoie era os din os domnesc și era un pericol pentru ei. De aceea Sfântul Nifon a spus că vei trece prin greutăți. Și Neagoie Basarab a fost și el, a trebuit să fugă, să stea ascuns ca să nu fie prins de acești domnitori. După ce au murit acești domnitori la rând, boierii l-au ales ca domnitor al țării Ungur-Vlahiei, în țării Omnești, pe Neagoie Basarab. Și astfel el a ajuns domnitorul țării Românești și știind ce s-a întâmplat atunci cu străbunul său Radu Vodă, auzind și știind că atunci când a fost îngropat, mormântul 3 zile a tremurat cu tocmai ca mormântul Eudoxiei din Constantinopol, care l-a urgisit pe Sfântul Ioan Gura de Aur, Sfântul Neagoie Basarab a făcut astfel încât să fie aduse moaștele Sfântului Nifon în țara românească. Și a trimis o delegație să meargă din boieri și din egumeni, să meargă la mănăstirea Dionisiu și să ceară pentru un timp moaștele Sfântului Nifon. S-au dus, i-au spus egumenii mănăstirii și s-a strâns egumenii cu obștea, ascultând cererea lor. Și a spus: dar noi avem mormântul aici, noi nu ne atingem de el. Dacă aveți voi curaj să vă atingeți, bine. Și unul din boieri și-a făcut semnul Sfintei Cruci și a spus: eu, fiindcă mi-a cerut Neagoie Basarab, care a fost ucenic al Sfântului Nifon, voi face acest lucru. Și a descoperit mormântul Sfântului Nifon și când l-a descoperit, a ieșit din moaștele sale o miroasă extraordinară. A fost adus în biserică, au venit călugări din Sfântul Munte să se închine la aceste sfinte moaște, după care egumenul a ascultat de Neagoie Basarab și a trimis preoți din Sfântul Munte cu moaștele Sfântului Nifon și au fost aduse moaștele în România. Au venit de la București și l-au întâmpinat la graniță. A ieșit din afara Bucureștilor chiar Neagoie Basarab și a întâmpinat moaștele Sfântului Ioan Nifon. După care au fost duse la mănăstirea Dealul, unde era îngropat voivodul Radul Vod al țării românești. A pus Sfintele Moaște pe mormântul său și s-au rugat câteva zile. Într-o noapte, Sfântul Neagoie a văzut cum mormântul în vis, a văzut cum mormântul lui Radu Vodă a fost deschis, iar Radu Vodă era negru, mirosând urât, așa este un blestemat. Dar apoi a văzut cum din racla Sfântului Nifon curge o apă care a curs peste trupul lui Radu Vodă și le-a curățit de blestemul sub care era supus. Când s-a trezit și a dat seama că Sfântul l-a iertat pe Radu Vodă, și cu mare bucurie au făcut o raclă din aur și din pietre scumpe. Au cerut egumenul să le lasă o parte din moaștele, o părticică din moaștele Sfântului Nifon, să le lasă în România, după care a trimis din nou la Sfântul Munte
trupul sunt în Nifon, ca așa cerut în vis Sfântul Nifon să fie trimis din nou la Mănăstirea Dionisiu. Dragii mei, iată, un pic așa în scurt, viața Sfântului Ioan Nifon, minunile care le-a făcut câteva din urmă lui și învățăturile acestui Sfânt Ioan. Să știți, iubiților credincioși, chiar dacă atunci când citești viața îți pare rău pentru cum s-au comportat domnitorul de atunci și boierii, totuși să știți că Sfântul Ioan Nifon este un sfânt iubit de poporul român, un sfânt care atunci când auzi de el sau citești viața lui, te umpli de bucurie, așa cum a spus în tocmai atunci când citim de Sfântul Nicolae sau de Sfântul Ioan Vrădeal. Să dea bunul Dumnezeu ca Sfântul Ioan Nihon să ne călăuzească în aceste vremuri tulbure, să ne ferească de erezii, de învățături greșite, să ne ferească, dragii mei, de acest ecumenism blestemat și de vremurile lui Antichrist, că și noi vrem să fim alături de Mântuitorul nostru, de Maica Domnului, de Sfântul Nicolae, acolo în Împărăția Dumnezeului nostru, care îți vine cinste, slavă și întregime vecii vecilor. Amin. Cine poartă numele de Nifon, la mulți ani, sănătate și bucurie.